Românii au motive de sărbătoare pentru cei care trăiesc sub cerul liber și nu au nici după ce bea apă. Zilele sunt la fel ca toate celelalte, friguroase și pline de amărăciune. Sunt mii de oameni care trăiesc pe străzi nevăzuți de autorități sau ignorați. Urmăriți poveștile unor oameni pentru care iarna este cel mai mare dușman. Câte pături ai aici? 6 pături. Păi, din cauza frigului, ce putem să facem? Mai scade un grad, mai pui o pătură. E atât de frică, nu ai da afară niciun câine. În adăpostul improvizat de sub podul Grand, și căței tremură. Viorel a uitat de mult cum e să-ți fie cald. Are 27 de ani, iar ultimii doi a petrecut sub pod. O viață plină de lipsuri. Azi aici mâncam, mâine nu ai. Poate într-o zi faci pentru două zile, porbă, poate n-ai pentru o săptămână. Depinde. La minus 5 grade viața e mult mai aspră, iar timpul până când va fi iar cald se scurge încet. Vă că ești înfofolită, domnule. Păi dacă mi-e fric, ce să fac? Uite așa stăm, așa stăm, că așa avem iarnă, ce să fac? Sub pod, Viorel împarte viața cu Nicoleta, împarte sărăcia, grijile și plapuma cu care se acoperă când frigul devine de nesuportat. Din vechiturile aruncate de alții, au încercat să-și construiască un adăpost. O vatră improvizată ține loc de aragaz. Că e suficient, e foarte fric. Deci eu, pe zi ce trece, eu aduc și lemne, aici fac baie, aici aduc lemne, aici fac baie. Trăiesc cu puțin, îndură foamea și frigul, dar strada nu le-a împietrit inimile. Din puținul lor hrănesc și animalele cu care împart adăpostul. De 2 lei dau ca să mănânce și animalele. Deci credeți-mă, mă las eu plămândă ca să le dau cu mâncare. Animalele astea, cum ar fi copiii pentru noi. Pe ziduri, printre grafitii, un tricolor. Viorel n-a uitat că e român. Dar, pentru el, sărbătorile parcă și-au pierdut sensul. Ce Crăciun e aici? Și ce Revelion? Am găsit tricolorul și în mașina care de o vreme îi este casa lui Dumitru, lângă beteală și portretul lui Moș Crăciun. De 23 de ani, Dumitru n-a știut ce înseamnă sărbătorile. A dormit pe stradă, în scări de bloc sau în barăci și, pentru el, Moș Crăciun a fost într-o zi o femeie care i-a dăruit mașina în care doarme acum. Am dormit mulți ani prin zepez, peste tot, unde am apucat. Până la urmă, tot doamna mea la mașina. Mi-a zis, uite, ia mașina asta, dar... Când vine însă gerul, mașina e doar o amăgire. Nici păturile groase cu care se învelește nu reușesc să-i facă mai suportabil chinul. E frig. Mașina a fost spartă, mi-a luat o grămadă din ea. Ce ți-a luat? Mi-a luat și mâncarea, mi-a luat mai mult. Și bateria și am avut și un televizor de la negru și pe ăla mi-a luat. Dumitru și-ar dori să muncească, să aibă într-o zi rulota lui, în care să nu mai sufere niciodată de frig. Pentru copiii de pe stradă există însă o speranță. Am dovedit-o în campania Orașul de sub noi și nu avem de gând să ne oprim. Poveștile filmate de reporterii Observator v-au ajuns în suflete, iar asta s-a văzut. Împreună putem să le transformăm în povești fericite. Magda Bucur este alături de una dintre familiile filmate pe stradă. Bună seara, Magda! S-a schimbat ceva de când i-am văzut ultima oară? Bună seara! Cu mare bucurie vă spun că da. Ceva s-a schimbat. Atunci când i-am văzut întâia dată, erau afară, sub cerul liber, în frig, în ploaie, chiar în zăpadă. Acum îi găsim într-un centru social care ține de primăria capitalei. În sfârșit, Andreea, Ana și Valentin pot să doarmă în pătuțuri. Au ce mânca, au căldură și mai ales sunt aproape de părinții lor, așa cum își doreau. Deocamdată e un adăpost provizoriu până își vor găsi o locuință. Și pentru că e ziua noastră, a tuturor românilor, aș vrea să vă spun că avem un motiv foarte puternic de mândrie. Acela că oricât ar fi de supărați, de dezamăgiți, oricâte probleme ar avea, românii știu să sară în ajutorul celor care sunt mai nefericiți decât ei. După ce v-am prezentat vineri la Observator povestea familiei Cloșcă, am primit nenumărate telefoane de la oameni care vor să îi ajute. Și putem să facem asta în continuare, nu doar pe ei, nu doar familia Cloșcă are nevoie de ajutor. Împreună putem să le arătăm locuitorilor din Orașul de sub noi că mai există o speranță. Magda, îți mulțumim!